Phoenix a fost una dintre revelațiile primei ligi de basket. Echipa Gălățeană a rezistat în prima ligă, în primul rând datorită evoluției celor trei americanice din lot. Dintre acestea, doar Star Fairbanks va continua cu echipa de la Dunăre. E ceva normal, în lotul fiecarei echipe apar modificări, așa cum apar și la lotul nostru. Pe mine ce mă bucură este faptul că am reușit să ne păstrăm jucătoarele românce. E un lucru pe care eu pun accent, chiar dacă nu putem fi la fel de valoroși ca o echipă care are 6 jucătoare straniere, să le spunem, sau din alte țări. Noi mizăm pe jucătoarele românce și primul meu obiectiv a fost să oprim jucătoarele românce. Legat de jucătoarele străine, până în acest moment doar cu Fairbanks avem Star. Avem o discuție și ea își dorește mult să rămână și noi, pentru că a avut o evoluție, în special în ultima parte a campionatului, mulțumitoare, și sigur că vom aduce alte două jucătoare. Suntem în negocieri, urmează să testăm cât mai multe jucătoare pentru a alege două jucătoare competitive și bune. Florin Nini este convins că Phoenix se află pe un drum ascendent. Echipa gălățeană a câștigat în omogenitate și poate avea un cuvânt greu de spus în sezonul următor. Echipa, zic eu, că va avea un plus prin continuitate, atât la nivelul băncii tehnice, cât și la nivelul lotului de jucătoare, și sigur că dorim să avem evoluții cât mai bune, să avem o sală cât mai plină. Ne bucurăm pentru fanii care au venit. Sala a fost chiar plină din punctul meu de vedere, dar o dorim arhiplină, dorim ca basketul și sportul în general să fie ca un spectacol de weekend pentru fiecare. Basketul a revenit în preferințele gălățenilor, dovada asta în numărul mare de spectatori care asistă la meciurile lui Phoenix.